Cea mai mare companie din sectorul de petrol și gaze din România a anunțat descoperirea unor noi resurse de țiței și gaze naturale în adâncurile României. Resursele găsite se află în perimetrul Verguleasa din Oltenia și lângă Târgoviște, în Muntenia, fiind aproximate la 30 de milioane de barili de petrol, ceea ce la prețurile curente înseamnă zăcăminte în valoare de 10 miliarde de lei. Valoarea este calculată pe baza cotației actuale a barilului Brent și nu ia în calcul costurile de producție pentru extragerea propriu-zisă a acestor zăcăminte. Este cea mai importantă descoperire a ultimilor ani, venind în susținerea producției interne, care a fost în scădere în ultima perioadă. Astfel, cu o investiție de 20 de milioane de euro în forajul de explorare a 3 sonde, derulat din iunie 2022 și până în aprilie 2023, Petrom a anunțat descoperiri care echivalează cu circa 75% din producția companiei în 2022.